Economia românească pare la prima vedere că se află pe un trend pozitiv. Numărul firmelor nou înființate este în creștere, insolvențele și falimentele sunt în scădere, în statisticile oficiale pare că afacerile merg ca pe roate. Dincolo de aceste date, în economia reală, businessul se confruntă însă cu tot mai multe provocări. Blocajul financiar se află în prim plan, tot mai multe firme ajung în incapacitate de plată, în condițiile în care nu au capitalul necesar pentru a rezista până la încasarea banilor de la parteneri. Moda creditului furnizor a accentuat și mai mult această problemă, astfel că s-a ajuns ca una din trei companii să se confrunte cu dificultăți financiare. Inclusiv firmele care au linii de finanțare bancară se confruntă cu probleme. Datele Băncii Naționale arată că în acest an întârzierile la plată au crescut semnificativ față de anul trecut. Întârzierile la plată între una și două luni au atins în iulie 2019 nivelul de 269 de milioane de lei, o sumă mai mult decât dublă de față de august 2018. Și întârzierile la plată între 15 și 30 de zile au crescut semnificativ, de la 60 de milioane la 115 milioane de lei în luna iulie. Un sondaj recent arăta de altfel că 7 din 10 companii întârzie să-și plătească facturile, principalele motive invocate fiind lipsa resurselor financiare disponibile, neîncasarea facturilor, creșterea costurilor operaționale și scăderea vânzărilor. Durata medie de încasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile. Pe ansamblu, în luna iulie, Banca Națională înregistra 19,5 miliarde de lei sume restante la nivelul economiei, dintre care 9 miliarde de lei sume cu întârzieri mai mari de 5 ani, în creștere cu peste 500 de milioane de lei față de perioada similară din anul trecut. Domeniile cele mai afectate sunt, potrivit datelor statistice, construcțiile, industria extractivă, agricultura, comerțul, sectorul farma, transporturile și serviciile. Blocajul financiar are efecte majore într-o economie slab finanțată cum este cea românească. Statisticile arată că, deși nevoia de finanțare a companiilor este semnificativă, în prezent doar 12.000 dintre firmele românești sunt bancabile, astfel că pentru majoritatea creditul furnizor rămâne singura alternativă.